O să se pun la vot ordinea de zi, proiectul ordinii de zi, a ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Județean Prahova, proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate inițiat de președintele Consiliului Județean Prahova. Cine este pentru? Abține, se opune cineva, nu? Mulțumesc. Avem o hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate. Credeți că mai e nevoie să ați trimit-o pe mail sau o mai rog pe doamna secretar să o citească? Dar o să rog pe doamna secretar să dea citire hotărârii, apoi o să rog să vă spună despre algoritm și după aceea mergem mai departe. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Prahova pentru mandatul 2020-2024. Având în vedere referatul de aprobare 20.764 din 23.10.2020 prezentat de președintele Consiliului Județean Prahova, și raportul Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică, luând în considerare propunerile liderilor de grup cu privire la desemnarea consilierilor județeni care vor face parte din comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Prahova, în temeiul prevederilor articolului 182 alineatul 1 și alineatul 4, coroborat cu prevederile articolului 124 alineatul 1 și articolul 136 alineatul 2, și în temeiul articolului 196 alineatul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă organizarea unui număr de 7 comisii de specialitate ale Consiliului Județean Prahova pentru mandatul 2020-2024, numărul membrilor fiecarei comisii și denumirea acestora în principalele domenii de activitate, după cum urmează. 1. Comisia de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, cu un număr de 7 membri. 2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, 7 membri. 3. Comisia pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, 5 membri. Comisia pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte, 5 membri. Comisia pentru sănătate, protecție socială, agricultură și activități sportive, 5 membri. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, 5 membri. Comisia de integrare europeană, 7 membri. Articol 2. Pentru următorii consilieri județeni se stabilesc comisiile de bază în funcție de propunere. Articolul 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. Prezint de asemenea, așa cum a anunțat domnul președinte, algoritmul rezultat în urma rezultatului alegerilor desfășurate pentru Consiliul Județean Prahova la data de 27 septembrie 2020, astfel, Alianța PNL-USR Plus a obținut un număr de 17 mandate, reprezentând 47%. Alianța pentru Prahova a obținut 11 mandate, reprezentând un procent de 30%. Partidul Mișcarea Populară a obținut un număr de 3 mandate, reprezentând un procent de 8%. ALDE, un număr de 3 mandate, același procent de 8%. Prahova în acțiune, 2 mandate, a obținut un procent de 5%.
că pe mandatul trecut Comisia 7 nu era comisia de bază și să se specifice exact pentru este de votare acest lucru. Dacă îmi dați voie, văzând că în urmă va trebui întâi să faceți propunerile, să vedem câți membri au fiecare comisie și cum sunteți repartizați, să vedem dacă se dublează. M-am referit la faptul că, potrivit regulamentului în vigoare, comisie de bază sunt 6, primele 6 și comisia 7 era suplimentară și se scrie acolo sau scrie undeva că este comisie suplimentară. Eu spun în cuprinsul proiectului de hotărâre, nu suntem împotrivă, să se prevadă faptul că cele 7 comisii sunt comisii de bază. Dacă îmi permiteți, conform regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean, toate 7 comisii sunt de bază. În hotărârea dată în 2016, pe mandatul trecut, s-a optat de legislativul trecut ca a 7-a comisie să nu fie de bază. Ea a încetat aplicabilitatea odată cu încetarea Consiliului Județean pentru mandatul 2016-2020. Deci noi ne aflăm acum în fața regulamentului care este în vigoare cu 7 comisii de bază. Doamna Stârbată. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean, după adoptarea acelei hotărâri din 2004, a fost actualizat în anul 2008 și de atunci a suferit modificări. La momentul acesta, regulamentul are un număr de 7 comisii, fără să se menționeze care este de bază. În hotărârea 99 din 2016, care într-adevăr și-a încetat aplicabilitatea odată cu intrarea în exercițiu al noului Consiliului Județean, se pot stabili acum da, faptul că toate comisiile și atunci menționăm că sunt toate de bază sau pentru cine vor fi comisii de bază, pentru că bun, deci toate sunt de bază, în funcție de cum, repet, în funcție de cum o să primim împărțirea, o să vedem dacă sunt consilieri care se regăsesc într-una sau mai multe comisii. Bun, admite că toate sunt de bază. Înțeleg, nu? Da, deci că toate sunt de bază, pentru că... Putem trece în proiectul de hotărâre, că sunt comisii de bază, toate se rezolvă situația. Ar trebui să-și aleagă unde sunt de bază. Bun. Începem cu prima comisie. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului. Propune. Domnul președinte, înainte să trecem la propunerea, trebuie să se aprobe de plenul Consiliului Județean numărul mandatelor în fiecare comisie. Avem 3 de 7 din ce ați propus și 3 de 5. Dacă Consiliul Județean este de acord cu acest număr, trecem ulterior la propunere. 3 de 7 și 4 de 5. 4 de 5, scuzați. Da. Dacă se merge pe acest număr, după aceea trecem la... Bine, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Comisia de studii prognoze... Da, vă rog, doamna. În preambulul hotărârii se spune acolo propunerile făcute de liderii de grup. Deci ar trebui în acest moment să fie anunțat liderii de grup. Liderii de grup, grup ați auzit? Dacă nu s-au constituit, atunci vor modifica și vor fi prezentate de consilieri dacă nu s-au constituit sau nu s-au declarat în grupurile. Bun. Dacă nu s-au constituit grupurile, fiecare grup să aibă un consilier care face propunerile. Da, domnule Iasca. Consilierii PSD și consilierii PNL vor forma un grup unitar și subsemnatul va fi liderul de grup. Bun. Da. Pentru România, domnule președinte, liderul de grup sunt eu, Munta Ioana Mătălină. În regulă. Partidul Național Liberal, liderul de grup, Dan Ciolac.
Mulțumesc. Da, domnule. Noi am participat la alegeri, suntem și ca partide și ca alianțe. Alianța pentru Prahova este compusă din trei partide. O România, din... Alianța electorală. Da, alianța electorală. Dar nu politic. Nu politic. Nu politic. Adică, rup acum în lucru. Asta alianța electorală. Este un pic mai complicat când se stabilește și se face. Dar eu mi-am exprimat punctul de vedere că ea trebuie să meargă în continuare cam pe aceeași linie. Da. Da. Până la urmă și la mine același lucru, că dacă a anunțat domnul Ciolac PNL, ar trebui să anunțe domnul Apostol USR, presupun. Și ori, dacă facem aici așa, trebuie să facem și acolo așa. Dacă nu facem aici așa, domnesc că... Domnul Mihai Postolache, vă rog că... Dosarul. Mulțumesc. Cred că ar trebui să spuneți că dacă... Care e minimul pentru un grup? Trei. Bun, și la alde, dacă domnul Beci nu e, sunt doi, se consideră doi sau trei? Trei. Nu e grup, nu? E sub trei. Da, sunt trei. Da, sunt doi. Da. Alte puncte de vedere, vă rog. Domnul Ciolac. Faptul că acum anunțăm liber de grup, nu știu dacă este o legătură directă cu ceea ce discutăm. Dacă eu nu mă înșel, cred că în codul administrativ se spune că împărțirea pe comisii se face în funcție de rezultatele obținute de fiecare competitor electoral. Alegerilor. Dacă sunt propuneri din partea liderului de grup, așa cum am spus și mai devreme, dacă nu au fost constituite grupurile, se fac propuneri din partea domnilor consilieri. Cred că este foarte în regulă și este timp și pentru probabil când se vor valida celelalte mandate să poate fi constituite grupurile. Și atunci noi vom rectifica, în proiectul de hotărâre și vom spune, ținând cont de propunerile formulate din partea consilierilor județeni. Exact. Tocmai m-am anunțat lideri, acum... În concluzie, că vrea să vorbească domnul Enescu, că vrea să vorbească alt consilier, la fel e valabil și aici, haideți să trecem la comisii, ca să nu... Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanță. Propune. Vă rog, domnul Ciolac. Propun. Ionica Eugen, Papu Grodica, Tudoran Gabriel. Am uitat. Doamna... Din partea Partidului Mișcarea Populară, domnul Titico Ioan Adrian. Doamna Apostă. Din partea USR, Blus, subsemnatul Apostol Cristian. Hai, pune. Din partea grupului PSD-PP, o subsemnă. Alte propuneri. Câte sunt? Șapte. Pace și armonie. Înțeleg că dacă nu mai stau pe propuneri, trebuie să supun la vot direct, fără bilețele, nu? Da. Sau fără vot secret. Da. 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 Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri nu sunt.
Comisia 2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. Propuneri. Propun pe Dorin Tudora și Dan Ciolac. Propun pe Iordăchescu Nelu și Felix Bulac. Doamne. Din partea Partidului Mișcarea Populară, suntem la partidul dumneavoastră. Mai sunt alte propuneri? Da, vă mulțumesc. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu sunt. Mulțumesc. Comisia pentru Servicii Publice, Comerț, Turism și Agrement. Aici avem 5 locuri. Propuneri. Dosarul pe urmă. Doamna Alica. Domnul Petrache Adrian. Petrache Adrian. Și domnul Enescu. Da. Din partea grupului nostru, subsemnatul și domnul Ordeleanu Vasile. Da. Subsemnatul și Ordeleanu Vasile. Statul ați auzit, da? Dă-ți unul la treabă. Pregătim buletinele de vot și mergem pentru următoarea comisie sau așteptăm să se refereze la chestia, da? Vă ocupați de locuri la Comisia pentru Activități Științifice, Învățământ, Cultură și Culte. Vă rog. PNL propune pe domnul Doran Gabriel și Constantin Răzvan. Nu a fost cu Domnul Dosar. Doamna Luca. Samuel Nicolae și domnul Enescu. Nu facem propuneri la această comisie. Vă mulțumim, super. Cine este pentru? La comisia 4. Toată lumea, abțineri, împotrivă, nu sunt, vă mulțumesc. Comisia pentru Sănătate, Protecție Socială, Agricultură și Activități Sportive. 5 locuri. PNL propune pe Tudor Adorin. Mulțumim. Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. 6. Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenilor. 5 locuri. Vă rog. Era, da. Nu vă propun pe mine. Da, și domnul Enescu? Da. Un comentariu. Eu am încercat să respectăm ce am discutat la negocieri. Eu propunem că doamna dumneavoastră să luată lucrul PSD pe care. Termina să luagă staful.
Mai încă vreo propunere sau? Avem 6. Bun. Și am ajuns la comisia numărul 7, Comisia de Integrare Europeană, 7 locuri. Adică cu PNR, Tejul Sorin și Pacu Rodica. Doamna Pacu, cred că e bună la integrare globală. Da. Da. La doamna Pacu, în partea grupului UCR Plus, Neagu Mihan. Domnul Apostolașe. Avem două, trei comisii pentru care trebuie acum. Trei comisii unde trebuie să facem două. Pregătiți-o pe prima și după aceea vă ocupați de celelalte. Da, domnul dosar. Mă retrag din cel cu 6, nu vreau să dacă se retrage domnul dosar, da. Rămân 6. A rămas DGSU Ionica Eugen, da. Constantin Răzvan, domnul Bulearcă Felix, domnul Mihai Apostolache, doamna Lupea. Doamna Ludmila și s-a adăugat domnul dosarul. Da, s-a retras domnul dosarul, deci și-a rămas tot rămân 6. Tot a rămas 6.